gata pentru o săptămână de activitate civică. Da? Toată lumea? Da. Câți dintre voi au fost aici și anul trecut? Bravo. Felicitări. Nu să vă rețin foarte mult. Două lucruri vreau să menționez. Unu, ceea ce facem aici, astăzi, se desfășoară în cooperare cu Primăria Dâmbrăvița și cu Școala Dâmbrăvița. Asociația Animus este o asociație de responsabilitate socială sub coordonarea OACE-ului, a zice eu așa. Deci este un mod al nostru de a ne implica într-un mod consistent în comunitate, în special în zona Dâmbrăviței. Ce este important pentru noi? În primul rând, este un parteneriat care Asociația Nemus se realizează atât cu Primăria cât și cu Școala, pentru care doresc să mulțumesc în mod deosebit domnului primar, Gigeo Felician, și doamnei directoare, pe care am să rog în scurt timp să ne spună câteva cuvinte. Ceea ce este foarte important pentru noi este ca voi copiii să dați un exemplu părinților voștri. Așa cum ați făcut-o și anul trecut, să dați un exemplu, unu, al continuității și al faptului că a menține un mediu curat este important pentru voi. Al doilea, că acel lucru trebuie să fie important și pentru părinții voștri. Și nu numai pentru părinții voștri, ci pentru toată comunitatea. Este important pentru noi, Universal Tovaloi Corporation, să ne implicăm în această comunitate, pentru că aceste idealuri sunt atât ale noastre, dar știm foarte bine că sunt și ale voastre tinerilor. Cu acest lucru, știu că sunt lucruri mult mai importante de făcut astăzi și săptămâna asta. Sper să aveți atât fun, cât și să demonstrați că putem face niște lucruri frumoase în comunitate. Vă urez mult succes! Cu asta, domnul primar, dacă se poate să ne dați câteva cuvinte. Mulțumesc mult! Bună ziua, dragi copii, stimați invitați, domnule director, domnul director. Mă bucur să fiu astăzi prezent în mijlocul vostru și, în primul rând, vreau să vă felicit pe voi, cei care astăzi și săptămâna aceasta, să zicem, v-ați lăsat la o parte săptămână de vacanță și ați dorit să fiți implicați activ în viața comunității. O comunicare pe care voi va trebui să duceți mesajul mai departe, pentru că de la această acțiune a voastră trebuie să iau un exemplu atât cei maturi, noi ca adulți, cât și poate părinții sau bunicii noștri. Trebuie să avem grijă de mediul în care trăim, să avem grijă de comunitatea în care trăim, un exemplu pe care trebuie să-l urmeze și alții. Vă felicit, felicit în primul rând partenerii noștri OACE-ul și Asociația Nemus, Școala Dumbrăvița, cadrele didactice, care și dumneavoastră din concediu s-au rupt și au considerat că poate este bine ca o săptămână să se implice în comunitate, deși dumneavoastră pe parcursul anului sunt cei care vă formează ca și oamenii de viitor. Nu pot decât să vă spun să aveți spor la treabă, iar ceea ce veți face în această săptămână, să duceți mai departe ca idee de a avea grijă de comunitate, de sat și de locul în care ne aflăm. Vă doresc, în primul rând, spor la treabă și chiar și distracție plăcută. Domnule director, felicitări pentru acțiune și doamne director, la fel. Vă mai salut, m-am salutat când am intrat. Eu aș vrea să mulțumesc tuturor organizatorilor că ne-au dat o șansă să ne educăm pentru viitor, în sensul că respectând natura, de fapt ne respectăm pe noi. Tot ce vom face astăzi trebuie să facem cu multă iubire, cu mult respect, pentru că făcând pentru natura, decât să facem pentru noi. Aș vrea toate acțiunile astea care le facem împreună, pot să zic că suntem o echipă deosebită, voi, sponsor, oficialități și noi dascării. Aș vrea să păstrați și să țineți minte, pentru că voi sunteți viitorul nostru, de voi depinde lumea. Fiecare dintre voi e important. La fel, când ne uităm și vedem atâția copii, ne bucurăm. La fel când vedem
fiecare copac din pădure. Așa că și eu pe voi vă văd ca viitorul nostru. Vă felicit că ați dat curs invitației noastre și să ne distrăm muncii. Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Cu astea fiind spuse, să rog pe Alexandra Nicoleș, care mulți dintre voi, cei care ați fost, ne-am trebuit o recunoașteți aici, care îi mulțumesc pentru ajutorul acordat. Știu că are multe lucruri să vă spună cum o să desfășurăm activitatea în timpul acestei săptămâni. Iar, până înțeles, vineri ne vom revedea aici. Vineri vom încheia această săptămână, bineînțeles vor fi atât trebuie, dar ne vom revedea ca o echipă și ne vom uita în urmă ceea ce am reușit să realizăm în această săptămână. Cu asta, încă o dată, mulțumesc tuturor. Mulțumesc în special vouă, copiilor, că ați venit astăzi aici și sper să ne regăsim și la alte acțiuni care le va organiza asociația Nemus în parteneriat cu primăria și cu școala. Alexandra? Bună dimineața! Mai tare! Încă o dată! Să vă auzim dacă sunteți gata de acțiune. Bună dimineața! Bună dimineața! V-am împărțit câteva pliante, la fel ca și anul trecut. Aveți în interiorul lor niște informații pe care aș vrea să mă ajutați să le citesc. Vreau să știu ce scrie în primul paragraf, la știați că cine mă ajută. Ajunse în mediu, deșeurile de ambalaje din PET necesită un timp de dezintegrare de aproximativ 700-800 de ani, în timp ce unui motor de măr îi trebuie doar 3 luni. Imaginați-vă, hârtia se descompune după 2 ani, dar sticla avea după 500 de ani. Iată și alte exemple. Aluminiul din cutiile de bere. Pajiștile sunt pline de milioane de astfel de cutii. Se descompune abia în 1000 de ani, în timp ce cauciucul și tinichelele se contopesc cu solul abia într-un secol. Știți foarte bine de ce să vă implicați în comunitate. Pentru că voi trăiți în comunitate și pentru că numai noi, împreună, putem să păstrăm ceea ce trebuie să însemne un mediu curat și să lăsăm copiilor noștri ce trebuie să aibă și ei pentru a trăi o viață bună, curată, organizată, într-un mediu curat și natural. De aceea, în fiecare an, Nemus vă va invita la acțiunea Dumbrăvița Verde, care anul acesta se află la cea de-a doua ediție. Tot în acest pliant aveți programul de desfășurare pe fiecare din cele 4 zile de ecologizare și în a 5-a zi, cea de mai mult fan decât în celelalte. Vă rog să păstrați piantele, să le recitiți, să le aveți cu voi, ca să știți unde ne întâlnim, care este programul nostru de desfășurare. Așa cum v-am zis și la început, în fiecare zi se va face prezența și vom ține cont de această prezență. Toți cei care v-ați înscris trebuie să veniți în fiecare zi. Așa e corect față de fiecare dintre noi. Eu voi fi aici în fiecare zi, la fel și doamnele profesoare. Thank you.
Iată, suntem în comuna Dumbrăvița, în Unguraș, unde o echipă de 50 de tineri, elevi ai școlilor din această comună, vor curăța absolut toate deșeurile care, accidental sau cu voie, au fost depuse pe albie. Ei sunt pentru 4 zile în această tabără de curățenie a comunei Dumbrăvița, datorită faptului că există un proiect al Asociației Nemus, finanțat de UAC, prin care toată Dumbrăvița va deveni verde. Ana, și mai cum, de unde ești tu? Din Șindrești. Din Șindrești. Ce faci tu aici sub nuc așa de dimineață? Am lucrat și acum așteptăm să ne dea de mâncare. Ce ați lucrat și la ce oră lucrați voi? Păi ne sculăm la 7 și la 7:30 mergem la pod. Și ce ați lucrat totuși? Că mi-ai spus că te scoli la 7 și vii la pod. Și de la pod până aici la ora 10, ce lucrați tu? Strângem peturi. Mai peturi sau și alte plasticuri și alte gunoace urâte în natură?
Și alte gunoaie. În ce clasă ești tu, Grațiana? A șasea. Am mai participat la astfel de manifestări și astfel de evenimente? Am mai făcut strângeri de peturi și de astea? Da. Cine crezi că le aruncă peturile astea? Colegii tăi, prietenii tăi, familia ta, vecinii tăi? De ce le strânse? Toată lumea aruncă peturi și nu sunt sănătoase naturii. Dar natura e ființă, trebuie să fie sănătoasă sau nu e sănătos pentru oameni și pentru noi? Pentru oameni. Nu trebuie să fie... Trebuie să fie curat ca să nu ne îmbolnăvim de boli. Tu arunci de acum peturi în vale? Nu. Sigur? Sigur. Pe care colegă o recomand care cea mai harnică dintre ei ca să-i luăm un interviu? Ia spune-mi tu o colegă de-a ta, arată-mi eu care e aia. Cristina. Ia vină Cristina în coace. Cristina, și mai cum te cheamă? Cristina Mirela Morar. Și de unde ești tu? Din Rus. Din Rus. Deci fata din Șindreș și tu ești din Rus și ea știe că tu ești cea mai harnică. Cât ai strâns tu astăzi? Am strâns, da. Cât saci? Nu prea știm, pentru că aici nu sunt foarte multe mizerii, știți? A, și nu sunt mizerii în zona aceasta și nu aveți ce strânge. Și unde mergeți să strângeți? Prin sate. Peste tot. Da. În ce clasă ești tu și cum te cheamă, Cristina, și mai cum? Trec pe a patra și mă cheamă Cristina Morar. Cristina, draga mea, te-am întrebat odată pe parcursul acestui interviu ca să văd cât ești de deschisă la discuție cu mine. De ce crezi că e nevoie să facem împreună cu UAC-ul, știți UAC-ul, da? Fabrica de avioane, această dumbrăviță verde? Ce rost are? Pentru că așa putem păstra natura verde și curată. E sigură sau o faci așa numai pentru că e spirit de rebel sau de aventură? Sunt sigură. E sigură. Spune-mi un alt coleg care a fost la fel de harnic ca tine, care să-l luăm la interviu. Pe Adela. Adela și mai cum? Ciocotișan. De unde ești tu? Șindrești. De tot din Șindrești. Spune-mi, te rog frumos, ce faci tu aici și de ce faci ceea ce faci? Păi, ne-am adunat toți aici ca să ajutăm natura să rămână curată, verde, dar toți odată să-i ajutăm și pe oameni să trăiască într-un mediu curat, dar și pe animale și pe toate viețuitoarele. Ce ai învățat la școală despre natură, despre faptul că trebuie să fie păstrată curată, în ce clasă și de ce disciplină și cu care profesor? Acum trec pe clasa 9 și la biologie am avut 3 doamne profesoare până acum. Doamna Rodica Ciocotișan, care este de la noi din Șindrești, pe doamna Marina Corina, care e de aici din Rus, și pe doamna Conicica Adela, care e din oraș. Și care dintre ele v-a adus pe voi aici la pădure să culegeți, să faceți ceva pentru natură, pentru dumbrăvița care să rămână tot verde? Niciuna dintre ele nu este aici. Așa? Dar este cu noi doamna profesoară de chimie, Liana Morar, și încă alte doamne profesoare din celelalte sate. Ai mai auzit că în alte localități se fac așa ceva? Nu prea, dar aici în comună destul de des s-a făcut. Și voi ca și tineri sunteți mulțumiți de faptul că sunteți cei mai activi și participați la astfel de evenimente? Da. Să rămână, suntem în Înguraș, în cadrul programului Dumbrăvița Verde și avem interlocutor pe doamna? Mariana Manea, directorul școlii Dumbrăvița. Noi suntem în parteneriat cu UAC-ul, cu primăria, cu inspectoratul și desfășurăm o acțiune de ecologizare cu scopul de a educa copiii. Știm că ei sunt viitorul nostru și mai știm că și natura trebuie respectată. Dacă respectăm natura, ne respectăm și pe noi. Asta este devizul acțiunii noastre. Deviza. Deviza, da. Că devizul implică costurile acestui proiect. Totuși, acest proiect este susținut de cine, de păștiința dumneavoastră? Firma UAC, mai precis cum se știe la noi în comună, Fabrica de avioane, prin domnul director Iulian și prin prietena noastră Corina. În ce constă acest program și de câți ani îl faceți?
Suntem la a doua ediție și constă în ecologizarea celor 6 sate care aparțin de comuna Dumbrăvița, în special a râului. Și ce am observat anul ăsta a fost mai puțină mizerie, anul trecut a fost mult mai multă, iar acum chiar am fost surprinși că am adunat mai puțin saci de mizerie. Deci, cred că deci riscă să moară acest program pentru că oamenii le e rușine și nu mai aruncă mizerie pe râuri. Da, da. Câți copii participă și în ce perioadă, stimată doamnă? Suntem cu 50 de copii din toată comuna și e în perioada 23-27, deci o săptămână în perioada asta iulie. Cum percep părinții, cum percep copiii această acțiune? Cred că e un impact pozitiv asupra tuturor, având în vedere ce am spus mai înainte, faptul că mizeria este, care am adunat, e mai puțină și chiar suntem apreciați și cred că și respectul față de copii, față de noi, având în vedere implicarea în viața comunității. Cum vede primăria, care are în sarcină curățenia comunei și încasează taxe pentru apă, ești domnul Ciceu, că am zis că este primar, și acțiunea dumneavoastră, care este voluntară și face economii, practic, serviciilor de curățenie a primăriei? Și primăria face parte din echipa noastră de proiect în această tabără, ne-a susținut, am fost chiar felicitați și este alături de noi și ei participă la... Cu ce efectiv? Cu personalul din primărie. Adică personalul din primărie vine și face pe dumneavoastră la ecologizarea comunei, la păsarea verde acestui teritoriu care și că ar fi fost invadat de către americani cu fabrica de avioane poluantă. Se mai vorbește în sat că fabrica de avioane este un rău? Nu pot să mă pronunț, dar cred că locuitorii s-au convins singuri că este un factor economic bun pentru comunitate, având în vedere... Acum pot să vă spun din ce privește școala, știți? S-a implicat foarte, foarte mult în activitățile școlare, extrașcolare a școlii, multe tabere, multe excursii, multe premii, concursuri, ori sunt școli care n-au primit atâtea premii și tabere gratuite pentru copii, cum au primit copiii din comuna Dumbrăvița. Suntem la locul picnicului din cadrul acțiunii Dumbrăvița Verde și avem onoarea să discutăm cu unul dintre organizatorii acestui eveniment, a părții tehnice, ca tot ce se întâmplă aici să se desfășoare în cele mai bune condiții, chiar la nivel european. Avem interlocutor pe doamna Alexandra Nicolici, bună ziua și bine ați venit printre noi! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc că ne-ați primit și de această dată la acțiunea dumneavoastră, care este organizată de către asociația. Asociația Nemus este organizator, eu îi ajut pur și simplu la partea logistică. Asociația Nemus desfășoară programe de responsabilitate socială care sunt susținute de UAC. În ce constă acest eveniment organizat de asociație? Așa cum bănuiesc că deja v-au spus și copiii și doamnele profesor înainte, pornim cu ei 4 zile de ecologizare pentru a curăța zona și pentru a desfășura activități de educație civică, să le spunem așa. Și am observat din ce în ce, pe zi ce trece, copiii sunt mai interesați să participe la activități de genul ăsta. Anul trecut au fost mai mulți decât am putut să-i primim, anul acesta au fost și mai mulți. Ce înseamnă mai mulți? Avem o limită de participare de 50 de copii
ca să putem să-i gestionăm cum trebuie, fiecare 10 copii, adică tot la 10 copii există și un profesor, deci suntem 55 copii profesor plus angajații de la UAC. În fiecare zi suntem către 60-65 de oameni. Din păcate, trebuie să facem o selecție în fiecare an ca fiecare copil să poată să participe rând pe rând la activități de genul acesta. Acțiunile acestea sunt pedagogice, sunt sociale, sunt economice și denotă preocuparea UAC-ului și asociației pentru a dezvolta instinctul, dacă vreți, de conservare a naturii. Cum vedeți de la an la an această educație făcută cu sprijinul asociației non-guvernamentale și cu susținerea UAC-ului și personal al domnului director Gheorghe Iulian? Tot ce ați zis este foarte corect. Nu știu dacă ar mai trebui să adaug ceva. Deci, sunt programe de responsabilitate socială și asta spunem tot. Responsabilitate socială, unde intră și educație civică și educație de toate felurile și responsabilizarea, în special a copiilor, dar și a oamenilor din cele 6 sate care fac parte din comuna Dumbrăvița. Știți că din această comună provine și actuala președinte al Consiliului Județean. Credeți că este o întâmplare fericită că comuna lui natală dă un ton pentru ecologizare și verdele din Maramureș? Se poate. Eu sunt cel mai puțin implicată în politică. Se poate să fie o coincidență. Dacă e așa, e una fericită. Eu vă urez mult succes și așteptăm alte evenimente care le veți organiza împreună cu Asociația Nemus, susținut, bineînțeles, de UAC. Iată rodul muncii copiilor din Dumbrăvița și al programului finanțat de Asociația Nemus și UAC Dumbrăvița. Prin bunăvoința directorului Iulian Gheorghe, în spatele meu se vede rodul muncilor, saci de mizerie adunate pe văile comunei Dumbrăvița. Dumbrăvița Verde este un program care trebuie să fie generat în tot Maramureșul, în tot Ardealul și în chiar toată România. Dacă anul trecut s-a făcut o curățenie prin acel lezduit, iată că a rămas sămânța dragostei față de natură, față de curat, față de frumos, iar copiii din această zonă, sub oblăduirea profesorilor, a partenerilor de program, au reușit să strângă în spatele meu și încă se vor mai strânge până vineri multe mormane, deșeuri care din păcate au fost aruncate pe văile Dumbrăviței și ale celelalte cursuri de râuri. Eu sper că acest proiect să aibă impactul pe care ni-l dorim.
ca în fiecare an să fie din ce în ce mai puțină mizerie și să ajungem într-un an să facem acest proiect și într-o zi să terminăm toate cele 6 sate din Comuna Dumbrăvița. Credeți că se poate? Da! Ok, vă felicit foarte mult pentru tot efortul pe care l-ați dat. Avem listele cu prezențe. Vreau să zic că ați fost extrem de harnici și în fiecare zi prezenți la datorie. Mai conștiincioși și mai mult foarte. Felicitări încă o dată, mulțumim și sperăm să ne vedem și la anul în același număr. Mulțumim, vreau să îi dau cuvântul doamnei director. Mulțumim încă o dată. Aș vrea în primul rând să vă felicit. Am fost o echipă care s-a bazat pe mult respect, pe ajutor, pe multă responsabilitate. Mă bucur că am reușit să trecem peste această perioadă în care am făcut doar fapte bune, fără incidente. Asta e ceva deosebit. Am să împărtășesc câteva impresii. Mi-a plăcut foarte mult în sensul că noi ăștia mari credem că suntem foarte deștepți și foarte puternici și noi putem orice. Am înțeles în tabăra asta că, de fapt, și noi ăștia mari avem nevoie de sprijinul vostru, de sprijinul vostru în sensul. Mi-a plăcut foarte mult că nu mai puteam să trec mai departe și îmi întindeați o mână de ajutor. Mi-a plăcut când am alunecat în vale și au fost alții care m-au sprijinit să mă ridic. Mi-a plăcut, într-o zi eram în Dumbrăvița și stăteam un domn în curte la umbră, noi culegeam mizerile în soare și întreba, de la ce partid sunteți? Iar Alexandra a spus, de la Partidul Bunului Simț. Chiar ar fi o idee să înființăm Partidul Bunului Simț, în care, începând cu simplul salut de bună dimineața, după aia cu responsabilitate în toate acțiunile pe care le facem, pentru că voi sunteți viitorul. Cum vă educăm, cum vă educați voi, așa va fi în viitor. Vă felicit și sunt foarte mândră de voi și cred că și părinții voștri pot fi mândri de voi. Ne vedem la anul. Am uitat să spun, cea mai curată zonă mi s-a părut Ungurașul. Cele mai curate nu le nominalizăm, aplauze pentru Ungurașul. Mulțumesc, doamna director. Eu nu o să vă rețin prea mult. Vreau doar să felicit pe cei implicați activ în această săptămână, pe copii, pe cadrele didactice, pe colegii de la NEMUS și de la OAC, pe toți partenerii. Sper că mesajul nostru va fi bine înțeles de cei maturi și poate pe viitor sau anul viitor să nu avem într-adevăr atâta mizerie. Un exemplu de bun simț ar trebui să-l ia toată lumea. Dumneavoastră, cei tineri, ați dat acest mesaj de implicare activă în viața comunității. Sper că va fi înțeles și de părinții, de frații și de toți colocuitorii acestei comune să fie un îndemn ca pe viitor să avem grijă de mediul în care trăim, de comuna în care trăim și, în primul rând, să avem grijă de noi. Vă felicit, vă doresc tuturor vacanță plăcută în continuare, iar partenerilor noștri, mulțumit din tot sufletul. Bună ziua, eu am de obicei emoții când vorbesc în fața copiilor, adulților. Vă mulțumesc foarte mult pentru această săptămână, pentru efortul care l-ați depus. Mă bucur să văd că nu m-au găsit așa de multe mizerii precum a fost anul trecut. Anul trecut a fost toată săptămâna. A fost într-adevăr îngrozitor, dar mă bucur că anul acesta totuși lucrurile au stat mult mai bine. Sper din suflet ca la anul să găsim și mai puțin și mai puțin. Și peste câțiva ani, de ce nu să organizăm altfel de activitate, pentru că nu o să mai fie nevoie să mai colectăm din râuri sau de pe șosele.
Vreau să mulțumesc de asemenea și colegilor care s-au de la Universala lor, care s-au alăturat nouă și s-au oferit voluntari. Vă mulțumesc tare mult pentru ajutor. Vreau să mulțumesc primăriei pentru ajutorul lor. Ora. Și profesorilor, de asemenea, care au stat și au vegheat asupra voastră, v-au ajutat. Și cred că aceste momente au fost, poate v-au sunat și pe voi, profesori, elevi. Vă mulțumesc tare mult pentru tot, eu am să vă numesc diplomele acum și felicitări încă o dată. Thank you.
Păscar Praveș. Thank you.
profesoare, doamna Cada Claudia. Doamna Șpan Mihaela. Și reprezentantul primăriei, așa că jumătate sunteți acolo.